Verificările inspectorilor Direcției Sanitar Veterinare s-au lăsat cu sancțiuni la sfârșitul anului trecut, când au fost depistate condițiile de igienă necorespunzătoare în hala de carne din Piața Centrală. Atunci când au fost sancționați cu suma de 2000 de lei, comercianții își puseseră deja în plan să facă o carmangerie separată, însă acest lucru nu s-a concretizat. Inspectorii DSV le-au dat termen comercianților să rezolve problemele existente, deoarece în condițiile în care se află hala, aceștia nu-și mai pot desfășura activitatea. Carmangeria din Piața Mare am așteptat să treacă sărbătorile, avem promisiunea, de fapt le-am și dat termen să facă o curățenie generală și din discuțiile avute în ultima perioadă cu cei 4 asociați au ajuns la concluzia că să-și deschidă cei din aripa stângă, să-și deschidă și ei separat. În cazul în care nu se vor îmbunătăți condițiile de lucru până la termenul stabilit, activitatea halei va fi suspendată.